sunt o persoană artistică, creativă, ceea ce vrei. Și pentru el sunt gata să fac aceste gesturi. Uh-huh. Suntem abia la 2 săptămâni și eu am făcut deja foarte multe. Aproape o zi da și o zi nu. Uh-huh. Eu fac ceva înspre el. Un pas înspre el, o idee, o surpriză, o ciocolată, o ceva. Da. Dar el, în tot acest timp, ok, mi-a scris scrisorele pentru că era concurs sau era așa. Nu a venit de la el de nimic la el. În afară de o carte, care el spune că e foarte personală și așa mai departe. Eu am început să citesc cartea. Când am venit acum, i-am spus că uite, am început, e foarte interesant, te prinde și așa mai departe. Și chestii din așa, și el după îmi spune că și eu mă aștept de la tine un gest mai, nu știu cum. Ce adică până acum nu au fost din suflet? Mie mi se pare că eu sunt unica fată care da. Până acum în casă a făcut da. Atâtea gesturi spre băieți. Sunt dezamăgit. Finalul deci, e noi am, intens. Noi oricum am rezolvat deja problema asta, dar ne putem întoarce înapoi. În primul rând, nu am spus că nu ai făcut ceva din suflet. Știu că ai făcut din suflet tot ce ai făcut, ci pur și simplu voiam să faci ceva un pic mai personal din punct de vedere creativ. Atâta tot, adică să te simți mai aproape din... Dacă nu prea te-a simțit creativ. Cam asta e. Nu prea te-a simțit aproape. Da, și luând în considerație faptul că eu sunt foarte multe ramuri din viața mea și sunt foarte multe chestii care mă interesează, nici nu aș ști care dintre ele s-o apuc. Dă-mi timp. Dă-mi timp. Înțeles, știu, am înțeles chestia asta. Și mă bucur că ai început să citești cartea aia. Chiar ce să fac? Ține-ți, era important pentru mine. La ce pagină ai ajuns? Nu știu, cred că pe la 60 ceva. Coperta. Că era... Da, dar e destul de mare carte că e scrisă mărunt. Dar oricum, o citesc când avem timp. Nu mai avem așa mult timp aici. Și vine în minte Adrian? Până când nu, deoarece nu îl văd compatibil cu personajul de scris. Până când? Problema este alta, nu-i vine în minte. Până când? Dar nici nu trebuie. Eu voiam să vadă ceea ce îmi place mie, ce mă activează ce pe mine. Ce te-a atras pe tine, exact, ce ți-a plăcut exact, ție, adică să vezi dacă îi place și ei. Exact, asta voiam să vadă, de fapt. Am înțeles. Ionuț, da. Cum vezi relația celor doi? Dintre Adrian și... Bianca, da. Aveți un material? Da. Păi să-l vedem după aia. Nu, dar cum vezi tu? Sincer, mi se pare că... Zine înainte, da. Acum, recent, am aflat că fetele cred același lucru ce cred noi despre Adrian. Ideea e că mi se pare că Adrian e foarte focusat pe ea și... pare că o iubește, dacă mă întrebați pe mine. Pare. La modul ăsta. Așa îmi dă mie impresia. Adică e super focusat pe ea. Și mi se pare că ea... Parcă caută nod da, în papură mereu. Da, caută nod în papură, cam asta. Fetele îmi spun mie că eu sunt acea îndrăgostită. Dar noi așa avem de aici. Ar trebui să stăm toți într-o casă să vedem la fel. Ce ziceți? Da, ar fi foarte fain. Dar fără Adrian. Oricum, atunci când suntem împreună, fiecare... Tu-l vezi pe Adrian și în afara casei, nu? Eu? Da. Da. Cum e Adrian? E la fel. E la fel de afectat. De exemplu, când se ceartă cu Bianca, vine destul de afectat în vestiar și se simte. Nu se decuplează de la emisiune. Serios? Serios, vorbesc. Cam asta e ideea. El tot timpul îi dă dreptate Biancai orice ar spune. Dacă el, crede că e ceva corect pentru el, spune, da, dar Bianca știa mai bine ca mine puțin. Și totuși greșește undeva. Unde greșește, din punctul de vedere al lui Ionuț, hai să urmărim. Mie mi se pare că tu, sincer, de-aia am vrut și cu Larisa acum. Mi se pare că tu greșești cu toată, frate, extrem de tare în ceea ce o privești cu Bianca. Cu ce nu? La modul cum ești, spre exemplu, cum a fost fata cu Sorin. Da. Dacă ea vedea tot ce ai discutat tu cu Sorin aseară, aici, că am așa. Acasă, aici, în așa. Așa. Păi tu azi nu mai existai pentru ea. Nu neapărat că, nu spun că ea, că Sorin a spus corect sau că ea a spus corect sau că ea a spus corect. Ideea e că tu, din ceea ce vorbeai cu Sorin, părea că nu o susții deloc pe ea. Da, mi-am aminte de acest material și... Sunt de aceeași părere, adică am rămas la fel, pentru că dacă ea a ascultat cu adevărat ce s-a întâmplat după ce am plecat din casa fetelor, la cum o știu pe Bianca și ce mi-a arătat până acum, cred că se supăra foarte tare pe cine. Aș vrea să văd acest material. Păi unde Adrian a vorbit? Că el mi-a spus că nu e așa. Nu vrei să rămâneți bine? O să rămâne bine oricum. E ok, eu mi-asum tot ceea ce am spus. Adică da? Din prima mea n-a fost imparțial ce vorbea el. El crede că a fost imparțial, asta l-a spus. Da, dar oricum, voi băieții spuneți că el mereu îmi ia apărarea. Odată da. Nu mi-a luat apărarea și veniți și îmi spuneți mie. Asta am zis și eu. Chiar am zis după. Bianca, eu nu ți-am spus nimic ție. Bun, și acum să-i auzim părerea lui Ionuț. Ionuț, de ce ai spus ce ai spus? Pentru că... Unde nu a intervenit Adrian? Am cunoscut-o destul de bine pe Bianca în timpul ăsta în casă, adică mi se pare că mi-a făcut o părere despre ea și cred că
Când Bianca e supărat, Adrian e bine să fie ori reținut în ceea ce privește exprimarea către ea, ori să țină cu ea, că altfel nu se poate. Și consider că la ce s-a întâmplat cu Sorin și Bianca atunci în ziua aia, în seara aia, el a fost un pic, îi dădea un pic dreptate lui Sorin, chiar dacă Sorin avea dreptate sau nu. Dar de ce ai spus dacă ar fi auzit acum Bianca, azi nu mai exista pentru Adrian? Da, cred că se supăra tare de tot, așa cred eu, și se despărțeau sau ceva. Nu știu dacă se despărțeau, dar se supăra tare, dacă cu de supărăcioasă să o știu. De ce? Adică ce a făcut atât de... Mi se părea, mie persoana mi s-a părut că nu i-a luat apărarea ei în disputa cu Sorin și a fost foarte afectat. Dar el a considerat că în discuția noastră el m-a favorizat da, pe mine. Da, da. Așa am considerat eu, poate am greșit deci, eu. Ea fiind prietena păi, da, atunci când se făcea deci conexiune cu Bianca, spunea ei că ești imparțial, când iubita la noi de fapt nu era imparțial. Am ca idee, ea fiind da? Iubita mea și da, spună de un cuvânt care mie nu mi s-a părut corect, lui Sorin, eu am simțit totuși să, nu neapărat să țin cu el, ci să-l, nu știu, să-l... Să pace și capra și vars. Da, 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 exact. Adică să m-am simțit prost pentru cuvântul spus de iubita mea lui Sorin. Atâta tot. Și logic, mi s-a părut de datoria mea să vorbesc cu Sorin și să-i... Să-l împac într-un fel. Ca să nu există ce a cu Adrian, ei doi. Ce domn mi-a mai vorbit, că nici nu mai știi. Da, Sorin, ai ok, așa, ai dreptat. Te supărai? N-am spus asta. Păi eu nu știu, eu aș vrea să văd cum a fost asta. Dar voi nu mai țineți minte ce discutați? Păi n-a fost. Dacă nu asta a fost o discuție înainte de asta. În momentul în care tu l-ai făcut mediu. Doamna Andreea, ei s-au certat și după a venit noi în casa băieților și au zis... Dar să se înțeleagă ea, să se înțeleagă doamna Andreea. Adrian nu a intervenit în multe momente când Bianca s-a certat. Da, dar acum a intervenit când Bianca era destul de tensionată în privința lui Sorin. Nu a intervenit niciodată. Mai nou a început să intervină. Dar n-a intervenit cum a trebuit, după părerea mea. Eu am intervenit cum am simțit. Tu când i-ai spus lui Sorin că e mediocru, mi s-a părut un cuvânt, nu știu, urât, ca să spun așa. Și ți-am spus asta și atunci. Da, dar apoi când Sorin a răspuns și mi-a răspuns cu alte cuvinte, atunci ai spus că erai de acord cu mine. Exact, păi când n-a fost de acord nici cu cuvintele lui urâte pe care ți le-a adresat ție. S-a referit doar la cuvântul respectiv, la mine. Normal, atât. Da. După aia... Vrei să căutăm materialul, să-l vezi? Te interesează foarte tare? Să vezi cum Adrian îi spune lui Sorin că are dreptate? Cred că așa și a fost. Puteți să arătați materialul, chiar sunt curios ce am zis sau de ce li s-a părut băieți. Ai dreptate. Poftiți? Că ai dreptate. Are dreptate să se simtă aiurea legat de cuvântul pe care Bianca i l-a adresat. La asta mă refeream, da. Da. Da, am exagerat eu. Cum? Am exagerat eu. Dar ce ai tu? Că a vorbit el cu Sorin, nu tu. Nu, cu ce am explicat eu. Cu ce a văzut el. Așa i s-a părut. Și eu și Radu suntem nebuni. Și eu tot la fel am zis. Și tu tot la fel, Radu? Da. Serios? Și noi de ce nu avem materialul ăsta? Pentru că plecasem acasă și trebuia să mergem prin casa noastră spre ieșire. Da, s-a întâmplat fix cu cămășile, când a fost cămășile. S-a închis totul și a zis, hai, plecați acasă. Și am trebuit să mergem prin casa noastră. Nici nu știam că nu mai filmează, că putea la fel de bine să filmeze, că nu mă ascunde nimic. Deci când s-a terminat și ne-a trimis în casa noastră, noi am mai stat puțin de vorbă și atunci... Adrian îi dădea dreptate lui Sorin și eu credeam că suntem filmați. Da, mă, băieți, v-am spus de ce ai dreptate. Dar nu știți nici voi toată discuția. Înțelegi? Da, eu mă refer strict la ce am văzut. Când eram în casa fetelor, Adrian îi dădea dreptate. El încerca în momentul în care eu o să vorbesc cu ea, să o ducă într-o fază. Deci în casă, ea nu-i femeie, Adrian îți dădea dreptate ție, iar în afara casei, după ce s-au terminat filmările, Adrian îi dădea dreptate lui Sorin. Este exact aceeași situație. Lasă-mă puțin, Radu. Ei, doamna Andreea, eram tot acolo. De unde să știm noi că suntem în casă sau nu suntem în casă? Da. Doamna Andreea, nu contează. Contează că acum zic că e albă da, și în două secunde zic că e neagră. Doamna Andreea, nu am făcut asta. Chiar și tu ai zis că, bă, dacă te aude acum, ce spui, dumneavoastră, atunci noi am dat dreptate Biancăi când l-a făcut mediocru pe Sorin. De față cu ea i-am spus că nu-i dau dreptate atunci când am făcut, nu știu să se certe, oricum nu sunt de acord cu ea. Am spus chestia asta. Nu, și după aceea am zis lui Sorin, că băi, nu vrei ca iubita ta să fie rea răutăcioasă. Exact, atunci când am zis chestia asta, că eu nu vreau să fiu cu un om rău. Da, dar după când a continuat discuția, ai spus că ok, te înțeleg și ai dreptate. Alexandru. Și nu e bine? Eu am zis atunci că poate te plac. Nu, ai spus să mai citesc o carte, ai spus tu acolo mai multe chestii. Păi și ce am zis, drău? Dar nimic n-ai zis, chestia că... Îți place să citești cărți. Și acum? Accept zâmbetul tău și dacă e ironic. Îți stă bine. Este exact aceeași situație ca atunci când... Toți am fost de acord, toți băieții am fost de acord că Maria nu prea este activă în emisiune și nu vorbește și nu știu ce. Și Adrian a fost de acord cu noi și pe urmă în emisiune a zis da. Este acea situație când... În emisiune am zis doar... Când toți s-au hotărât să o voteze pe King Yacht după ce au zis Radu și el a votat altcineva. Exact. Exemple pot fi. Da, știu. Hai, lăsați-mă și pe mine.
Mie mi s-a părut oricum că Bianca se supără foarte repede. Da. Asta am încercat să-i spun și ei. Se supără din orice, mai ales dacă ar veni din partea lui Adrian. Cred că ar fi dublu. Bine, din partea mea, triplu. El are și un fel de exprimare. Și faza cu fă ceva pentru mine din sufletul tău. Da, să nu supere cumva. Tu ai înțeles-o cumva ca să nu, ca să mai faci și tu că n-ai făcut nimic. El, de fapt, ar fi vrut să vă unească mai mult, să fiți mai mult timp împreună. Da.